Gata, pornim, ziua de? Ia tu, începutul. Bună seara și bine ați revenit cu Dan la Profanache, exerciții de matematică la algebră. Prima pentru... Clasa... Clasa a... Șaptea. Rezolvați în Q următoarele ecuații. Da? Rezolvați în Q următoarele ecuații. A. 2 pe lângă. Aia. X plus 0,5. X plus 0,5. Egal cu X plus 5. Domn profesor, trebuie să... Egal cu X plus 5. O pornită, domn profesor. Am pornit-o. Echivalentul. Cine ziua de? 2X. Echivalent 2X. Plus 0,10. Păi, cum să fie așa? Plus 1. Păi de două ori cu jumătate din mână. 0,5 și 1. 1? Deci 1 egal cu x plus 5. Egal cu x plus 5. Echivalent. Echivalent cu trecem x și în partea cealaltă cu sens schimbat, adică 2x minus x egal cu 5 minus 1. 5 minus 1 egal cu 4. Deci x egal cu 4. X egal cu 4 și gata. A doua, repede. 3 pe lângă x minus 1. 3 pe lângă x minus 1. Egal cu 5x plus 7. Iar cu 5x plus 7 echivalent cu Anca? Cu 3x plus... Păi distribuți pe sănătatea. 3x minus 3. De ce zici plus? 3 ori minus 1. Deci 3x minus 3 egal cu 5x. Hai vorbește, nu plus. 7 echivalent cu... 3x minus 5x, hai, hai. 3x minus 5x egal cu 3 plus 7. Pe minus 3 l-am dus de acolo, 3 plus 7. Echivalent cu x. Minus 2x. 2x. Minus 2x egal cu 10. Adică x egal cu? Minus 5. Minus 5. Minus 5, că e 10 pe minus 2. Minus 5. Bogdan? Tudor. 2 pe lângă x plus 3. 2 pe lângă x plus 3. Plus 3x. Plus 3x. Egal cu 1. Egal cu 1. Tudor, vorbește repede. 2x plus 2. Plus 6, mă. 2 ori 3, 6. Distributivitatea mulțirii față de adunare. Cu 2 se mulțesc toți termenii de aici. De ce ai zis plus 2? 2x plus... De ce ai zis tu plus 2 ca să ne înlăturăm în greșeală? Deci, la distributivitate în clasa a 3-a, înmulțirea se distribuie celor tuturor termenilor din paranteză. Deci 2 ori x plus 2 ori 3. Ne-ai știut asta? 2 ori x plus 2 ori 3. Deci 2 ori 3 vine 6. Deci, plus, în continuare, 3x. Hai, hai, tu doi. Plus 3x egal cu... 1 echivalent... 1 echivalent... Cu 5x... 5x... Egal cu 1 minus 6. 1 minus 6. Echivalent cu 5x. Egal cu minus 5. Tudore. Minus 5. X egal cu? X egal cu minus 1. Minus 1. Mai repede, Tudor, și precizia. Ce facem? Adi, te rog. Tu ești la comandă? Eu. D. Așa. 3 pe lângă x minus 5. 3 pe lângă x, x minus 5. Da. Plus 2 pe lângă x plus 1. Egal cu 2. X plus 1. Egal cu 2. 3x minus 15 plus 2x plus 2 egal cu 2. 3x... Deodată, mă, de 5x, mă, ca să mai pierd timpul. 5x... Așa. Plus... 17. Cum să vedem, mă, minus 15 cu 2, mă, ce faci, mă? Tu râzi de mine aici? Minus 15. Minus 13. Păi minus 13 și n-ai voie să-ți greșești. Așa. Egal cu 2. Echivalent cu 5x. 5x egal cu 2 plus 13. Egal cu 15, asta am spus tu. Ai. Da? 12 cu 3, 15. X egal cu 3. 3. Următoare greșește. Dacă profesor, că au și pe Haulbic. Da? Da? Asta. Următoarea? E. Da? 4 pe lângă x minus 3. 4 pe lângă x minus 3. Minus 2 pe lângă x plus 1.
Egal cu 6. Egal cu 6. Miruna, repede? 4x minus 12 minus 2x minus 2. Așa, minus 2. Bun, aici corect. Dar atenție, dar dacă ar fi fost minus 2x, minus 2 pe lângă x, minus 1. Plus. Ar fi fost plus, că minus cu minus la mulțumit face plus aici. Așa gândim, egal cu, egal cu 6. Egal cu 6. Echivalent. Echivalent cu 2x minus 10. 4x minus 2x. 2x. 2x minus 10. Minus? 14. Așa. Mai mi-e rău, mă. Egal cu 6. 6. 2x egal cu 20, x egal cu 10. X egal cu 10. Miruna? Nu înțeleg, deci n-am chestia asta. 2x minus x. 2x minus 1. Arată-ne. Unde am avut și alte probleme. 4x minus 2x am înțeles. Da. 4x minus 2x face 2x, ai înțeles, da? Da? Da. La minus 12 minus 2 mi-înțeles că face minus 14. Când sunt cu același semn, deci se spune că e minus 12 și minus 2. Bun, și sus? Unde sus? Adică 3x minus 15 plus 2x plus 2 egal cu 2. Așa. Da. 5x, adică 3x plus 2. 2x, 5x. Dar se spune plus? Adică dacă 3x are minus... Păi unde are 3x? 3x când nu mai este legat cu nimeni din față, el este pozitiv tot timpul. Unde are minus 3x? 5x și minus 13 e minus 15 plus 2. Minus 15 plus 2. Măi, Luna! Hello! Nu am fost pe asta și când mult. Păi te-am încă o dată faci tu ești acum. Corect. Acum mandă tot ea, te rog. Corect. F. 5 pe lângă x minus 2. 5 pe lângă x minus 2. Minus 3 pe lângă x minus 1. Da. Este egal cu 7. Cum? Cu 7. 5x minus 10. 5x minus 10. Minus 3x plus 3. Da. Egal cu 7. Echivale. 2x minus 13. Ce faci, Miruna? Miruna, tu mai gram în jură, mă. 5x. Deci 2x, că e 5x minus 3. Minus 10 și plus 3? Minus 13. Minus 7. Miruna, minus 10 plus 3, mama. Unul e așa și unul e așa, mă, Miruna, mă, n-ai voie să greșești. Nu, deci e clar că ceva nu, da. Nu e clar. Miruna, minus 10 plus 3, nu-i minus 10 minus 3. Deci dacă ar fi fost minus 10 minus 3, era minus 13. 13. Dar minus 10 plus 3 este minus 7. Și e minus 7. Îi punem semnul la cel mai mare și zgâlem. Deci vine 2x minus 7. 2x egal cu 14. 2x egal cu 14, de la, da? Da, și x egal cu 7. X egal cu 7. Tot tu. Tot ea. 7 pe lângă x plus 3. Lângă x plus 3. Plus 9. Egal cu 3 pe lângă x plus 2 plus 11. X plus 2 plus 11. Echivalent cu? 7x plus 21 plus 9 egal cu 3x plus 6 plus 11. Ducem termenii cu x și avem 4x. 4x e 7x minus 3x. Da, egal cu 30 minus 6 minus 11. Adică... Da, zi, minus 30, că duci pe 30 ăsta care s-a făcut aici și în partea cealaltă. Egal cu minus 30, ca să mărim ritmul, da? Egal cu minus 30, 30 plus 17. Plus 16. Plus 16. 6 și 11. Da? Așa. Deci 4x egal cu... 4x egal cu... 30 minus 7, 13. 4x egal cu 13. Atenție! Minus 13. Măi, măi, clar, mă, minus 13. N-ai voie să spui așa. Nu te-ai pune minusul. Minus 13, de unde x egal cu minus 13 pe 4. Da? Minus 13 pe 4. Nu se împarte exact. Mergem mai departe. H. Minus 2. Anca. Minus 2 pe lângă x minus 1. Da. Plus 3. Oricare din voi are voie să ne să-l oprească pe celălalt, dacă nu e clar ceva. Deci, Miruna, puteai să ne oprești la etapa mai sus. Și să nu e clar acolo. Clar. Că facem un bine, repet, tuturor celor care privesc. De-aia suntem. Dacă aș fi fost numai eu cu tine, discutam numai eu cu tine. Dar suntem patru și fiecare are voie să intervină peste celălalt când nu înțeles ceva. Deci, deci minus 2 pe lângă x minus 1 plus 3. Da. Plus? 3 egal cu 3 pe lângă x plus 2 plus 9. Echivalent cu?
Aca? Echivalent cu 2x minus 2x. Atenție! Minus 2x. Minus 2x. Minus 2x plus... minus. Plus 2. Plus 2, Anca. Minus cu minus la mulțire face plus. Deci când la mulțire te afli și la fel, face plus tot timpul. Deci vine plus, plus 2 plus 3 plus egal 3. Cu... Cât egal cu... Cui? La cât la asta? Trebuie să fie țelul tău. Egal cu... 3x. Așa, 3x. Plus 2. De ce plus 2? Că trebuie să-l mulțim cu 3 și pe 2. Plus 6. Aca. Deci 3 îl mulțește pe toți cei din paranteză. Deci plus 6. Deci plus 27. Plus 9. Că 9 nu mai este în paranteză. Anca, da? Deci atenție. De, n-ai voie de... atunci de 2 și cu 9 fac 11. Nu mai închideam paranteza. Plus 9. Da? Echivalent cu... Hai să vedem în care luăm din nou. Ce câte ați spus? Minus 2x ăsta și minus 3x, că ducem pe 3x din... Minus 5x. Minus 5x. Aici fac 5, îl ducem în partea cealaltă, vine egal cu minus 5. Plus 6 și cu 9, cât face? 15, da? 14. 6 și cu 9? 15. Ce ai mai? 6 și cu 9? Frate. Plus 15, da? Echivalent cu... Minus 5x egal cu cât? Minus 5 cu 15? 10. 10. Cu plus 10, da? Da. Și atunci x egal cu? X egal cu... Da. Cum să fie 5? 10. 2, dar? Cu minus. Minus 2, Ionca. Deci minus 2, că unul e așa și unul e așa. Minus 2. Tot om, tot om. Efectiv 6. Tot om, Ionca. 28. Care? 6. 6, da. X plus 1. X plus 1. Supra 2. Da. Este egal cu X minus 1. Supra 3. Echivalent cu? Mezi prosul, mezi prosul extrem, nu zice 3 pe lângă. Hai. X plus 1 egal cu 2 pe lângă. X minus 1. Echivalent cu? Repede, repede, dezvoltăm. 3x plus 1. Aia, da. Poate. Plus 3, mă, că 3 ori, nu 3, am spus, dar câte ori până acum. Deci, atenție, 3 să își există atribuțiile sau să mulțește 3 cu toți termenii din interior. 3 ori, nu 3. Plus 3 egal cu? 2x minus 2. Minus 2, echivalent cu? Mai departe. Repede. Duce pe 2x în stânga, 3x minus 2x face? 1x. 1x, da. Egal cu? Minus 3 minus 2. Minus 2. Adică echivalent. X egal cu minus 5. Că minus 3 minus 2 face minus 5. X minus 2 supra 7. Tot iau încă 1. Este x minus 2 supra 7. Cât îmi scrie din asta acolo, eu ștept. X minus 2 supra 7, da. Este egal cu X minus 4 supra 5. X minus 4 supra 5. Poți să-l fac eu? Nu, păi, tot ea o face. Tot aveți am probleme, zis. Așa că... Și nu știi, domnul profesor, în seara asta, da, cu cine o să lucrezi. Echivalent cu? Echivalent cu 2, 5. Produsul mieților egal cu... M-am făcut aici. Tu înțelegi ce înseamnă asta? Da. Anuța, dacă nu înțelegi, spune. M-am făcut aici. Egal cu? Egal cu 7 pe lângă x minus 4. Deci 5 pe lângă x minus 2 egal cu 7, da, pe lângă x minus 4. Și înseamnă asta echivalent cu? Echivalent cu... Da, da. Cât am? Distribuit aplică, mă, de ce să la să te gândești tot, mă? Păi 5 ori x, 5x. Minus 10. Deci vine 5x minus 10. Deci asta nu. Egal cu? Egal cu 7x. Așa, 7x. Minus 24. Minus
7 ori 4, 28. 28. Echivalent cu, hai mai repede. Echivalent cu 5. 5x minus 7x, duci dintr-o parte în cealaltă, schimbă semnul ca și cum ar fi adus cu opusul, da? Deci 5x minus 7x egal cu? Minus 2. De ce minus 2? Mai departe, nu. Este minus 28 care a rămas, dar mai întâi pe minus 10 îl ducem din părăși. Vine 10, egal cu 10, minus 28. Echivalent cu? 2. Semnul? Minus 2x. Că se scade când de semne contrare, se scade din cel mai mare pe cel mai mic, de semnul cel mai mare. Deci vine minus 2x. Minus 2x egal cu? Minus 18, da? Că 10 minus 28 scădem din cel mai mare pe cel mai mic, dăm semnul cel mai mare, am pus minusul deja, minus 18. X egal cu minus 18 pe minus 2 și egal cu 9. Deci X egal cu 9. Nu sunt de acolo, unde am înțeles. Unde? La 5, până este 5. Da, 10 minus 28. Nu e 28 minus 28. Plus 10, că se trece cu... Minus 28 plus 10, da. Și eu n-am zis așa? A zis 10 minus 28. Dar nu tot aia, mă? Bă, dar ori minus... Atenție, Adi. Putea să fie minus... Adi, a fost, tu spuneai că este minus 28, corect. Da, plus 10. Plus 10. Și eu dacă am scris egal cu plus 10, minus 28... Nu tot minus 18, da? De schimb, cu, să-ți poți schimba între ei, cu semnul lor cu tot. Este comutativitatea aplicată... Dar tu unde mă întrebi? Tot acolo. Acolo tot acolo mi-a înțeles Mirona. 5x minus 10 egal cu 7x minus 28. Aici? Da. Da. Am înțeles. Se face 5x minus 7x. Asta am așa. Înțeles. Da. Și cu semn schimba așa, băi, minus 2x. Da. Și atunci rămâne minus 28 plus 10. Cum am făcut... Că e partea asta, Diego. Cum am făcut cu 7x, dar nu sunt partea cealaltă, am schimbat semnul, fac orice altul. Dintr-o parte în alta, motivul am explicat. Se schimba, da. Da. De ce cu se schimba? Ăsta? Că adunăm... hai să o luăm mai ușor. A fost așa. 5x minus 10. Da. Egal cu 7x minus 28. Egal cu 7x minus 28. Da? Hai să luăm de aici. De ce? Nu înțelegeți voi. Sigur că mărim ritmul. Nu putem să o luăm așa... lent, lent. Mai întâi. Aș face așa. Aș aduna în ambii membri un 10. Da? Da? Mm-hmm. Deci scrie, toată lumea scrie asta. Deci 5x minus 10, 5x minus 10, egal cu 7x minus 28. Da? Adunăm un 10 și în stânga și în dreapta. Deci plus un 10. Și atunci devine echivalent cu 5x plus 10. Îl pun acum. Plus 10 minus 10, toată lumea nu prea zis. Egal cu 7x minus 28 plus 28. Plus, pardon, plus 10. Plus 10. Deci am adunat un 10. 10-le ăsta l-am adunat în ambii membri. Da? L-am adunat în ambii membri. Și în partea stângă, iată la aici, 10 în partea stângă și 10 în partea dreaptă. Și în stânga și în dreapta. Efectul este următorul. Că 10 minus 10 fac 0. 0 și rămâne 5x. Deci rămâne doar 5x egal cu 7x minus 28, cum a fost înainte, plus 10. Și elevii rețin așa. Că minus 10 acela care a fost aici, îl vedem acum în partea dreaptă. Dar dacă nu urmăriți, să știți că nu am ce să fac. Eu explic o dată, de două ori, de șapte ori, nu rămâne decât să vă duceți acasă și să vedeți filmul, să vă tot uitați. Deci, atenție multă. Mai mult de atâta nu am ce să vă spun. Deci, de în clipa în care am egalitatea asta, acest lucru pe care spune, trece dintr-o parte în alta cu sens schimbat, de fapt ascunde în culise, adunăm opusului. Opusului 10, este minus 10. Al lui minus 10 este 10. Cu gândul ca să facă 10 minus 10, să facă 0 aici. Da? Ăsta este motivul pentru care fac așa.
Și atunci, adunând și în stânga pe plus 10, cu albastru l-am arătat, da? Și în stânga și în dreapta pe 10, se întâmplă ca aici vine numai 5x minus plus 0, rămâne 5x, iar în dreapta este 7x minus 28, cum a fost până înainte, plus 10. Și atunci reținem că s-a trecut minus 10 în dreapta cu semn schimbat plus 10. Deci asta este efectul. Și noi nu pătrundem totdeauna în intimitatea relației, ci pur și simplu vedem efectul. Și acum s-a încetățenit ideea că trecerea dintr-un membru în altul se face cu semn schimbat. Dar voi acum ați avut șansa să înțelegeți mai în adânc de ce cu semn schimbat. Că la întrebarea de ce cu semn schimbat, răspunsul este ăsta, că se adună opusul într-o parte și cealaltă. Da? Cum a spus? Așa, am adunat un 10. Păi da, așa trebuie. Așa, profesorul la clasă așa vă arată, nu? Nu vă arată. Vă dați seama, doctor. Da? Numai așa. Acum există încă o dată. Da. Deci după mișcarea asta, ești o arată așa. Hai să-l vedem. 5x egal cu 7x minus 28 plus 10. Plus 10, da? Și exact cum arăta și mai jos. Scădem 5x. Acum, hai să facem operația asta, să terminăm cu povestea de aici, da? Minus 8. Deci vine echivalent. Poate zice că 5x plus, egal cu 7x minus 18, nu? Da. Minus 18. Și acum minus spun, 5x. Adun, ori spui tu minus 5x, ori adun 8. Eu zic așa, hai să adunăm în ambii membri pe minus 7x. Așa. Minus 7x și în stânga și în dreapta, ca cei cu x să vină în stânga. Să nu mai fie și în stânga și în dreapta, minună. Da? Da. Deci, ce fac? Adun și în stânga și în dreapta pe minus 7x. Adică voi spune 5x minus 7x egal cu 7x minus 7x. Vai. Da? 7x minus 7x minus 18. Și 7x minus 7x face 0. Da? Și atunci rămâne 5x minus 7x. 5x minus 7x este egal cu minus 18. Și acum operăm cu termenii asemenea. 5x minus 7x egal cu minus 2x. Deci avem că minus 2x egal cu minus 18. Adică x egal cu dreapta pe stânga, minus 18 supra minus 2 și face 9. Asta e varianta, să spunem, descrisă în amănunt. În viteză. Cum fac acolo? Ia uitați cum fac. Deci iau din nou 5x minus 10 egal cu 7x minus 28 și îi trec așa deodată. Echivalentul. 5x minus 7x egal cu 10, minus 10 a fost dus în partea cealaltă, cu 10 minus 28. Da? 10 minus 28, care este minus 28 plus 10. Echivalent cu minus 2x egal cu minus 18. X egal cu 9. Termina de mișcă. Asta e varianta scurtă. Și rapidă. Și rapidă, dar în interior s-a avut toată partea asta desfășurată. Așa trebuie să înțelegi de ce trecem dintr-un membru în celălalt cu semn schimbat. Motivul s-a adunat opusul și totdeauna căutăm ca termenii cu X să fie în stânga și termenii liberi în dreapta. Da? Haideți să vedem mai departe. Exercițiul următor. 16. Ce, da? X minus 0,5. X minus 0,5. Supra X plus 0,5. Așa. Este egal cu 1 pe 2. 1 pe 2. Adi, te rog.2x minus x, adică așa, x. 2x minus x, lăsăm asta, 2x minus x egal cu 0,5
Plus 1. 0,5 plus 1. Da, egal cu x. Echivalent. Echivalent cu x egal cu 1,5. 1,5 și atât, s-a terminat în chestia. Da, supă. Alucratorul? Da? X minus 0, perioada 3. X minus 0, perioada 3. Perioada 3. Supra. X plus 1, perioada 3. 1, perioada 3. Egal cu 3. Egal cu 3. Te rog... Anca? 3 pe lângă x plus 1,3. 3 pe lângă x? Zic, 3 pe lângă x plus 1,3 perioada. Da, dar hai să zicem, ăsta e egal cu ăsta, am zis cu ăsta, da? Deci zicem x minus 0,3. Ca are numitorul 1 aici, da? Da. Da. X minus 0,3 în perioadă egal cu 3 pe lângă, cum ai spus, x plus 1,3 în perioadă. Echivalent cu... Când zic echivalent, din stânga până în dreapta te uiți. Înseamnă că luăm de la capăt egalitatea asta. Deci vine... X minus 0,3... În perioadă? Cum ar scrie 0,3 în perioadă? 3 pe? 3 pe 9. Adică 1 pe? 1 pe 3. Nu putem lucra cu numerele acestea periodice. Ne este greu. Ne ducem fracții ordinare. Da? Deci vine X minus... 1 pe 3, 3, e 3 pe 9, simplificăm, da? Da. Egal cu? Egal cu 3 pe 9. Păi desfacem. 3x. Așa. Plus 3 ăsta, ori? 3 ori. Ori linii de fracții. 12. De ce 12? Deci vine un întreg și 3 pe 9, adică 1 pe 3. Așa vine? O 3. 3-ul care este? Ăsta de aici, s-o mulțit cu el, da? Da. 3 înmulțit cu un întreg și 3 pe 9, care înseamnă 1 pe 3. Și echivalent cu x minus 1 pe 3, hai, egal cu... egal cu 3x plus 3 înmulțit cu? Și acum introducem întregul în fracții, 1 ori 3, 3 și 1, 4, ori 4 pe 3. E deosebire între 3 înmulțit cu ăsta și 3 în 3 și o treime. Da? Și acum putem simplifica 3 cu 3. Da? Și apare ce? Hai să vedem ce ne apare. 3x plus... Ducem tot ce e cu x într-un singur membru, da? Deci vine x. Plus. Păi de ce plus? Dacă îl ducem pe 3x-ul ăsta din partea dreaptă, venim în partea stângă. Da, se schimbă. Așa? Cât va veni? Minus. Minus 3x. X minus 3x egal cu? Cu... Minus 1 pe 3 îl ducem dincolo și vine plus 1 pe 3. Deci egal cu 1 pe 3 plus 4. Echivalent cu x minus 3x este 3. Deci x minus x și minus 3x. Minus 2x. Ca și mai 1 minus 3. Minus 2. Deci minus 2x egal cu. Aici aduci la ceași numitor. 3 ori 4, 12 și 1, 13 pe 13 pe 3. Echivalent cu? X. X-ul de aici. X-ul egal cu? Egal cu 13 pe 3. Totul. Deci egal cu 13. 3 totul supra minus 2. Da? Și egal cu? Înmulțim prima cu a doua inversată și semnul cât va fi, dacă e plus pe minus,
minus 13 pe 3 ori 1 pe 2. Face 13 minus 13 pe 6. Greu, mă, Anca, hai, mobilizează-te și tu, trebuie să rămâi. La fiecare ieșiți, eu trebuie... Și când nu înțelegi, te rog tare mult, nu înțelegi când lucrează altceva, spui, ai și de ce așa? De ce așa? Dacă mă pui întrebări, n-am ce să fac, nu te pot ajuta. Tu, doar. 2 pe lângă x minus 1. 2 pe lângă x minus 1. Plus 3. Plus 3. Este egal cu... supra, domnul profesor. Supra x minus 1. Este egal cu 3 pe 2. X minus 1 egal cu 3 pe 2. Tu, doar. Echivalent cu 2 ori x minus 1 plus 3. Deci, 2, 2 ori... ori x. Lasă-l pe el un pic, lasă-l și pe el, că-ți vine... Tu lucrează, mergi. Du-te în față. Da, dacă știi. Și fiecare... Da, 2. Ori... 2 ori toată bucata asta, tu dori. Ori toată aia. Deci 2 ori toată bucata asta. Deci 2 ori, deschidem o paranteză dreaptă, 2 pe lângă x minus 1 plus 3, da? 2 ori cât este el acolo? Egal cu? Egal cu 2x. Egal cu, nu desfacem, pare, egal cu 3 ori asta la altă. Deci produsul, așa înseamnă, ăsta ori ăsta, egal cu ăsta ori ăsta, la proporții. 3 ori x minus 1. 3 pe lângă x minus 1. 3 pe lângă x minus 1. 3 pe lângă x minus 1. Echivalentul. Hai să vedem ce facem acum. Anca, aici a fost clar? Nu ți-a fost clar. Întreabă-ți, de ce nu? Ce vrei? Spune, uite, nu mi-e clar aici. De ce așa? Deci poate să fie și o expresie cât o fie de mare. Am înțeles. 2 ori toată asta. Pune-mi doi paranteze, pătrate, ne ajutăm. Doi, toată asta, a pus eu în paranteză toată asta. Ca altfel, dacă nu ți-ar numai cu x minus 1 cu 2, era greșit. Deci și 3 eu sunt foarte asta. Te rog, Tudor, acum. Echivalent? Echivalent cu 2 ori 2x minus 2. Așa, 2 ori 2 pe lângă. Deci, 2 ori 2 pe lângă. Hai să desfacem paranteza rotundă. Lăsăm așa, 2 pe lângă. 2 pe lângă. 2x minus 2 plus 3. Chidem paranteza. Egal cu 3x minus 3. Așa, echivalent cu... Aici avem și... 2 ori... Ori... 2x. 2x. Ce? Minus 2 și cu 3. Să facem operația asta. Minus 2 plus 3 minus 1. Plus 1. Plus 1 din mai mare e plus 3. Da? Deci 2x plus 1 egal cu 3x minus 3. Și acum desfacem paranteza și asta rotundă. Și ce urmează, Anca? Te rog tu, continuă, egal cu echivalent. De ce 3x, Anca? Hai să vedem. Deci luăm de la 2 înmulțit cu toată asta. 2 înmulțit cu asta egal cu... Să vedem că ajungem acum. Așa desfă paranteza. Ce înseamnă desface paranteza? 2 cu 2 îl înmulțește pe toți cei din paranteză. 4x. De ce plus 1? 4x plus cât? Plus 2. Păi plus 2, că 2 ori 1, da? 4x plus 2 este egal cu 3x minus 3, da? 3x minus 3, adică trebuie să-l copiem, că n-avem ce face. Echivalent cu. Da? Echivalent cu. Ce facem acum, Tudore? 1 facem 4x minus 3x. Așa scrie. 4x minus 3x, ca să vadă mai bine toată lumea, egal cu? Egal cu 1x. Nu, egal cu 3x minus 3. Egal cu... 4x minus 3, că am dus pe 3 să se egal. Egal cu cine acum? Egal cu minus 3. Minus 3 minus 2. Da? Minus 3 minus 2. Minus 3 era la el acasă și minus 2 că l-am adus noi. Echivalent cu? 1x. 1x, adică x, egal cu? Egal cu minus 5. Minus 5. Deci x egal cu minus 5. Minus 5 pe 1. Asta este răspunsul. Mergem alte greșiți. Da.
3x. Seara asta stăm aici până când învățăm chestiile astea. Nu se poate, voi nu știm ce mergem. Nu știm ce mergem, ce facem. Eu sunt șocată, domnul profesor. Poți să cred că Nu pot să cred așa ceva. Am crezut că aici o să meargă acum, joacă. Da. Joacă, așa. Asta e clar că nu avem... cum se spune, experiență și... Da, păi asta se întâmplă. Cele de lucruri elementare nu sunt știute. Am spus-o și o repet. Din păcate, școala asta românească e atât de prost gândită. Semn algebre, iată câtă bătaie de cap, dacă o observăm, semn algebre și distributivitatea cu factorul comun. Este fantastic dacă se face asta la școala la 1-4. În clasa a treia, când se vorbește distributivitatea, se lucrează suficient de mult, acolo se scoate și în factor comun și totul merge perfect. Nefăcându-se, aici am ajuns. A șaptea și suntem în situația asta. 80%. M-a întrebat. Asta cu ecuații, cu le ai făcut ecuații, ați învățat? Da. Cu le folosit încă din clasa. Puneam acela un... Exact. Nu, eu... Sunt libere. Distributivitatea asta nu, dar e factorul comun, fată. Hai să insistăm aici. Hai să ne întoarcem aici. Hai să ne întoarcem. Nu, Erica, hai. Mai... 3x minus 1, domnul profesor. Mai nu, hai, fac 5 minute pauză să înțelegem lucrurile de jos. Nu vă supărați, adică eu cu domnul profesor un pic am așteptat, de-aia domnul să mărea ritmul, credea că voi sunteți la un nivel la care... Mi se părea că așa corect să fac. Da. Era vorba mai de viteză, atât de exact. Sens, eu observ și când am văzut că toți... 5 ori 7... Atenție, egal, domnul profesor. Atenție, hai să scrii, să luăm de jos aici ca să înțelegi bine. 5 ori 7 este egal cu 5 ori 5 plus 2. Da? Pe 7 a scris că 5 plus 2. Da. Și acum vine 5 ori 5. 20. Da? 5 ori 5, ca să înțelegeți, plus 5 ori 2. Și face 5 ori 5, 25, plus 5 ori 2, 10. Care face 35. Da. Vă zic că când vorbesc de un număr înmulțit cu o paranteză, el, acel număr, cu el îi înmulțește pe toți cei din paranteză. 5 ori 5, 5 ori 2. Da? Asta e distributivitatea înmulțirii. Înmulțirea se distribuie fiecărui factor din paranteză. Da? Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Dacă mă întorc la aici la 5 ori 7, care știți că face 35, mai pot să spun așa 5 ori 1 plus 3 plus 1 plus 4, 5 plus 2. Da? 1 plus 4 plus 2. Și când înmulțesc vine 5 ori 1, 5 ori 4, 5 ori 2. Vedem total la 35 ajungem. 5 ori 1, plus 5 ori 4, plus 5 ori 2. Și face 5, plus 10, 15, și plus 5 ori 4, 20, face tot 35. Deci pot să fie cât de mulți factori acolo. Important este că trebuie să înțelegem că ăsta de aici, din față, îi afectează pe toți. Se mulțește cu toți ceilalți. Dar asta trebuie să înțelegeți. Și încă ceva. Trebuie să mai înțelegeți ce înseamnă termenul asemenea. Adică să fie aceleași litere la aceeași putere. Când noi avem numai cu X aici, 3X și 5X. Ducem pe toți cu X și cei cu X în stânga și facem operații de la semnul algebră, pur și simplu. O întreba cineva la un moment dat, unii cred eu că în școala românească se produce ruptura în sensul că 80% din copii încep să fugă de matematică și spun să n-au de matematică. Ei bine, aici la semnul algebră, clasa 6. Da. Aici este momentul de ruptură. Fiindcă nu s-au făcut mai de timpuriu, fiindcă nu se înțelege că acolo trebuie să ajungem, când vine învățătoarea spune 3 minus 5, 5 minus 3, da, zice, se poate 2, dar 3 minus 5, nu se poate. Și te ține cu nu se poate până clasa 6, la sfârșitul clasa 6. Și atunci se spune cu numele negative și nu știu ce, nu știu cum profesorul, dar n-ai timp tu. Așa nu se poate, a fost toată
perioada asta de 5-6 ani de zile întipărit în capul tău și ar să ți-a rămas mult mai puternic decât partea a doua. Așadar, hai să ne întoarcem. Sper să, să ne putem descurca. Nu se poate. La care suntem copii? 3x minus 1, domn profesor. 3x minus 1. Supra. 3 pe lângă x plus 2. 3 pe lângă x plus 2. Minus 5. Minus x plus 2. Așteaptă puțin. Minus 5. Egal cu 2 pe 3. 2 pe 3. Iruna, te rog. 3x minus 1. Totul ori 3. Deci 3 pe lângă, hai să le spunem așa. 3 ori 3 minus 1. Că să știi să, și în subace, era tot atât de bine, da? Îl punem în față. 2 ori deschidem parteze pătrate, 3 pe lângă x plus 2, pe parteza adunță minus 5. Anca, te rog, pe tine continuă. Tu te mai departe, Iruna? 9x. Așa, 9x. Minus 3. Așa, minus 3, e cam cu 2 pe lângă. Cu 2 pe lângă 3 ori 2x. Cu 3 ori 2x. Aici e o adunare. 3 ori x. 3x. 3x plus, plus, plus. Deci 3x plus 6 minus 5. Închide paranteza, da. Echivalent. Echivalent cu 9x minus 3. 9x minus 3. Egal cu? Minus 3 egal cu 6x. Da. Plus 12. Hai, lasă-mă că 6 minus 5 face un număr. 2 ori 1, 2. Ce mâine că e 2, 6, 12 minus 10. Dar ce eu fac așa cum... Nu poți să fac întâi 6 minus 5? Ba da. 1. Da. Și 2 ori 1, 2. Deci plus 2, ca să nu zic 12 minus 10. Da. Deci se poate face în paranteză, e făcut rapid. A, da. Tu mă duceai 2 ori 6, 12 minus 2 ori 5, 10. Da, tot acolo ajungeam. Tot acolo, tot 2, da. Da. Fac mai repede. 6x minus... plus 2. Plus 2. Echivalentul, te rog. 9x minus 6x. 9x minus 6x, da. Egal cu 2 plus 3. 2 plus adică... Echivalent, cât e, echivalent. Echivalent cu cât e 3x. Așa, egal cu? 5. 5. X egal cu? 5 pe 3. 5 pe 3, terminat. Așa mă fac. Vă pun în cruce, în crucișat, așa. Abia aștept. Abia, deci, numai așa, să vă surprind, puteți conduce ghișitul. Ce faceți? Ce se întâmplă? Așa. Mergem altul ei. 3 pe lângă x plus 1. Așa. 3 pe lângă x minus 1. Plus 1. 3 pe lângă x plus 1. Minus 2. Minus 2. Supra. 2 pe lângă x minus 2. 2 pe lângă x minus 2. Plus 5. Plus 5. Egal cu 4 pe 3. 4 pe 3. 3. Echivalentul. Bogdan, nu? Sau... Mă cheam și Bogdan. Tudor, da? Da. Bine. Egal cu... Am rezolvat așa asta. 3 pe lângă... 3 pe lângă o paranteză dreaptă. 3 ori x plus 1. Da. Minus 2, închide paranteza dreaptă. Plus 1 minus 2. Închide paranteza dreaptă, egal cu... Egal cu 4 pe lângă 2. 4, deschide o paranteză dreaptă. O paranteză dreaptă. 2 pe lângă x minus 2 plus 5. Plus 5. Echivalent cu... Adi, continuă, Adi. 3 pe lângă, paranteză rotundă, 3x plus 3 minus 2. Egal cu, Anca? Egal cu 4 pe lângă 2x minus 4. La, plus 5. Echivalent cu? Echivalent cu, zicem repede, Anca? 3 pe lângă? 3x plus 1, 3x plus 1, egal cu 4 pe lângă,
Plus 1, că e minus 4 plus 5. Echivalent cu, zicem, Adi, egal cu, echivalent cu? Nu, stați puțin că am rămas urmă. Mai voi să rămâi urmă. Așa e tot secretul. Da, și 9x minus 3. E plus 3. 9x. E 3 ori 1, 3. Noi, aici nu a fost plus 1. E tu ai minus 1? Da. Păi de ce ai tu plus 1? Minus 1. Că 3 minus 2 face minus 1? Hai, bă, frate. Și de 9x plus 3 da. Egal cu 4... Este chestia care mă deranjează. Da. 4 ori 2. 8x. 8x plus 4. Ca poveste că am primit două palme. Tot așa, să-i dam profesor prin chestia asta. Da, și 3x minus 8x... De ce 3x, mă? E 9, ce zic eu aici? 9x minus 8x? X egal cu 4 minus 3, adică x egal cu 1. X egal cu 1, terminat. Următorul, te rog, repede, da, da. Mihaela. 3 pe lângă x plus 2 3 pe lângă x plus 2 minus 2 pe lângă x minus 1 da. Supra, totul supra 2 pe lângă x plus 1 2 pe lângă x plus 1 minus 3 pe lângă x minus 2 da. Este egal cu 1 pe 2 egal cu 1 pe 2 A, din ce pe? Eu? Da. Hai, băiatul, hai! Ăsta, 2 ori, paranteză, pătrat în 3, de lângă x plus 2. Noi de acum format și desface paranteza. 3x plus 6. Am înțeles că e 2 pe lângă, da, dar și nu mai scriu încă o dată, mă pierd timpul. 3x plus 6. Minus 2x plus 2. Plus 2. Și acum închid paranteză. Nu m-am dreaptă. Da. Nu m-am rotundă asta, da? Da, egal cu 2x plus 2. 2x plus 2. Minus 3 x plus, x plus 6. Alo. Gata, a picat bateria, acum o schimb. Se răduna. Mulțumesc. Așa. A picat bateria? Da. Nu mai rămâne în urmă. Ai grijă, nu mai rămâi în urmă, că și acum supravegheat. 3x minus 2x e 8. Și 6 plus 2 e 8. Din asta înseamnă plus 1. Minusul ăsta îți va trebui să dacă e discutat bine. Hai, atâta, zi. Deci e 6x plus 12 minus 4x plus 4. Cum, aici ești, la domn profesor, nu? Da. Aici ești. A, unde ești? Zi. Ce vrei să faci? Aici? Îți faci acum aici, da? Păi da, am desfăcut-o. 6x, da? Plus 12. 12, da. Minus, minus 4x plus 4 minus 4x plus 4 da, egal cu acum, cât e 2x cu 3, 5x mai adu-ți-o. Eu văd că 2x are plus și 3x are minus. Minus x plus plus cât adu-ți-o? 2 plus 6 8. Mama lui. Da, știu. Așa. Așa, și 6x minus 4x. Cât era? Parcă 2x. 2x, da. Plus 12, hai adus-o. Egal cu minus x. Dar nu e plus ăsta 16. Păi n-ai zis tu plus 12. A, și plus 12 plus 4 plus 16, da? Da. Hai. Plus 16 egal cu minus x. Plus da. 8. Așa. 2x. Așa. Echivalent. 2x. 2x
minus x. Plus x, mincinosule. Atunci, asta minus x, asta e după egal. Și ajunge în partea cealaltă, vine plus x. Plus x. Deci 2x plus x. Plus x. Egal cu 8 minus 16. 8 minus 16. Da, și 3x egal cu... 3x egal cu... Cu minus 8. Minus 8, da. X egal cu minus 8 pe 3. Minus 8 pe 3. Alte ieșiți-o repede. Da. Pornim. Zicem... 7 de la pagina 28. Și ăsta e 1. Nu, că facem până să lumim. Nu, mai este și 8. 4 pe lângă x plus 4 1. Pe lângă? 4 pe lângă x plus 3. X plus 3. Minus 5 pe lângă x minus 1. Da. Este egal cu 2x plus 1. Egal cu? 2x plus 1. 2x plus 1. Echivalent cu Adi, nu Adi Bogdan. 4x. Hai, zi, 4x plus 12. 4x plus 12. Egal cu... De ce e egal, mă, că mai am treabă de făcut. Minus 5x. Plus 5. Bă, plus sau minus? Plus. Plus 5 egal cu? Egal cu... cu minus x. De ce minus x? 2x plus 1. Egal cu 2x plus 1. Păi să scrie egalitatea, nu se face calculul din urmă. 2x plus 1. Egal cu 2x plus 1, da? De aia zic echivalent. 2x plus 1. Acum, echivalent înseamnă că o luăm de la un capăt, din stânga și dreapta. Da? Deci nu sunt membru stâng, nu se lucrează deoparte. La ecuație mergem echivalent, da? Mergem, o transcriem într-o formă echivalentă. Și vine 4x minus 5x. Minus x. Minus x. Plus 12. Da. Egal cu 2x. 2x. Plus 1. Plus 1. Echivalent cu? Echivalent cu minus x. Minus 2x. Minus x minus 2x. Și tot într-un membru. Minus x minus 2x. Egal cu Anca? Egal cu Anca? Ce? 8 pe 3. Păi, minus x minus 2x egal cu? Adi, egal cu? Cu unde? Minus x minus 2x minus 3x. Mă, lasă-mă cât face calculul. Egal cu 2x plus 1. 2x, mă. Adi, bucata asta se rea încă o dată să se transcrie, da? Păi da. Prin minus x minus 2x am dus în stânga, minus x minus 2x, da. Prin 2x am dus în stânga. Și acum pe 2 și ducem în dreapta. Cu minus 1. Minus, plus 1. Plus 1. 1 a rămas la el acasă, mă. Da. Nu s-a legat. Deci vine 1 minus 12. Da. Deci cine s-a legat? 12. Da. În dreapta și 2x în stânga. Da. Minus 3x. Echivalent cu minus 3x egal cu? Cu minus 13. Mă, minciunos, mă, ești, mă. Minus 11. Păi tu am minus 11, mă. Ce facem aici? Egal cu minus 11. De unde x va fi egal cu? Minus 11 pe minus 3. Adică? 11 pe 3. 11 pe 3. Mai dau eu. Mai aud de temă? Ca temă, să te puteți tema. Da. Da? Dă drum la temă. Da. Aici. Îmi dau eu. B. Minus 2 pe lângă x plus 1. Minus 2 pe lângă x plus 1. Plus 3 pe lângă x plus 2. X plus 2. Egal cu 4 pe lângă x minus 5. 4 pe lângă x minus 5. Pornește minuna, echivalent cu? Da, domn profesor. Eu n-am înțeles asta, cum e dat 16 pe 3. Hai să ne uităm încă o dată. Unde am greșit? Poate am greșit eu. Deci am zis 4x plus 12. Minus 5x plus 5. Da, egal cu 2x plus 1. Echivalent cu? Minus x plus 17. Minus x plus 12. 15 plus 5. Am uitat să scriem un 5. 17. Ai dreptate. Cu ce bine că e internet. Oricum, acum am venit cam 17, da? Deci 12 și cu 5. Am uitat să facem pe 5. 17. Egal cu 2x plus 1. Echivalent cu minus x minus 2x egal cu 1. Minus 17, da? Minus 17. Da, și acolo e minus... minus 3x egal minus cu... 16. Minus 16. Da, Miruna? Aici e perfect intervenția, da? E corectă. Că x e minus 16 pe 3, domnul. 16 pe 3. Da. Termin. 16 pe 3. Și acum le luăm de la un capăt, e ieșitul celălalt.
Da, cu doar, ai scris aici? Da. Hai, vorbește tu. Echivalent cu minus 2x plus 2. Ma. Minus, minus 2. Minus 2. Plus 3x. Plus. Plus 6. Așa, egal cu? Egal cu 4x. Plus. Ma. 4x. Minus. Minus. Minus 20. Minus 20. Echivalent cu, Adi vorbește? Echivalent cu minus 2x. Adi, îți faci repede ce se poate face. Da, bă, bă, să aia cu x, care dă x. X. Deci x, ăștia dați 2. X plus 4. X plus 4. Egal cu 4x minus 20. Echivalent cu? Echivalent cu x minus 4x. Egal cu minus 20 minus 4, adică minus 4x egal cu... Ma. Ce? X minus 4x. Păi da, așa am zis. Ai zis x minus 4x da. Egal cu... Minus 20 minus 4. Corect. Echivalent cu... Echivalent cu minus 4x. Băi, mincinosule. Ce? Păi cum? Un x minus 4x fac minus 3x. Așa. Minus 3x. Minus 3x egal cu? Minus 24. Minus 24. De unde x egal cu? X egal cu minus 24. 4 supra minus 3. Minus 3 egal cu 24 pe 3. Se simplifică printr-un 3 și 8. Ne dă 8. Următorul. Te rog. Da, la ce suntem copii, da? La 15 pe lângă x minus. 5 pe lângă? X minus 1 pe 5. X minus 1 pe 5. 5. Așa. Egal cu 3 pe lângă. X plus 2 pe 3. 2 pe 3. Așa, închide paranteza, plus 3. Plus 3, de fapt, da? Da. Echivalent de luna? Echivalent cu 5x plus... Deci plus Miruna. 5, deci avem așa. X minus 1 pe 5, 5x plus 5 ori 1 pe 5. Era, este x minus 1 pe 5 în paranteză. X minus 1 pe 5, așa mi s-a dictat, da? Bun. Și acum când zici 5x minus... Minus? Minus 1. Minus 5 pe 5 face minus 1. 5x minus 1. Egal cu 3x plus 6, 2. Plus 3 ori 2 pe 3, 3, că se plifică cu 3 și rămâne doar 2. Plus 3. Plus 3. Echivalent cu? Echivalent cu 2x. 5x minus 3x, să înțeleagă toată, da? 5x minus 3x egal cu? Egal cu 1 plus 2 plus 3. Adică? Adică cu 6. 2x egal cu 6. 6? 2x egal cu 6, x egal cu 3. Anca, ai înțeles? N-ai înțeles. Hai să vedem încă o dată. Deci mulțim 5x. Cu fiecare dintre. Da? 5x ori, 5x ori 1 pe 5 vine minus 5 pe 5 face 1. Dar nu mai amplificăm. Păi asta nu ai înțeles. 5 ori x minus 5 ori 1 pe 5. Și 5 cu 5 se simplifică. Și-a rămas 1. Deci vine 5x minus 1. La, aici tot așa a făcut. 3x. 58, da? Imediat. 3x minus 3 ori 2 pe 3, 3 simplifică cu 3. Și rămâne doar 2. Și x-ul egal cu 3. Următorul, oprim, facem o